viitorului, mai precis sau mai exact, hârtia cu nanofibre. Poate unii dintre voi au auzit, poate unii dintre voi au văzut-o. Astăzi o să vă vorbesc foarte puțin despre ea, dar mai mult o să vă arăt aplicați un mic filmuleț. Pentru început o să vă rog să împărțiți foaia de hârtie în două față verso. Și o să vă rog să înscrieți sus, în prima bucățică, ce vă place vouă cel mai mult și ce valori aveți. Apoi, revenim. Vă tăiem sau tău? Nu, deci păstrați, scrieți, pentru că vom continua notițele pe voi. Ce pasiune, ce spații ție să faci cel mai mult? Ce valori avem, nu? Da, și ce valori? Mai ce întrebare vă trebuie. Spun asta pentru că la sfârșit, deci nu este o prezentare obișnuită, o să am două surprize pentru voi, o invitație și o surpriză care vine dacă o dați invitație. Bun. M-am pierdat mai mult de tine? Și ce următoare așa de pe clipuri. După ce ați scris toate acestea, o să vă rog să vă scrieți numărul de telefon, numele și o adresă de e-mail. Ok? Și dacă ai bine pe fărmă. Vrei să-ți spun mă, vrei să-ți dau și toate detaliile astea? Păi astea sunt practic. E tot bani? Să fii valorile mele. Mulți dintre voi, în ziua de astăzi, au smartphone-uri. Mulți dintre voi au tablete. V-ați întrebat oare mâine ce am avea în locul unui smartphone sau unei tablete? Cum ar fi, dacă v-ați imagina, o foaie de hârtie A4 să fie conectată la internet, să o puteți împături, să o băgați în buzunar, să o puteți folosi ca telefon, apoi să o despături și să o folosiți exact ca un smartphone sau ca un ziar, exact ca un ziar. Cum vi s-ar părea acest lucru? Există. Probabil că va apărea și la noi în câțiva ani. Aș vrea doar să vă imaginați un ziar pe care îl cumpărăm astăzi. Citim în el știri, cancanuri, noutăți, cursul valutar, diverse informații. Mâine dimineață va trebui să cumpărăm din nou un alt ziar, nu? Da. Ce-ar fi dacă nu vom cumpăra alt ziar? Îl vom folosi tot pe cel care l-am cumpărat ieri. Ne mai dai o paia. Cum ar însemna asta sau cum ar arăta acest lucru? Da. Fizic ar trebui să cumpărăm o singură dată ziarul. Și să-l folosim în fiecare zi pentru a avea acces la ziarul din acea zi. Cum? Pur și simplu, este posibil doar să plătim pentru informația aceea, ca de exemplu 10 cenți, și vom avea automat ziar din ziua respectivă pe același ziar pe care l-am cumpărat ieri. Văd că deja am întâlnit așa puține confuzie, puține semne de întrebare, nu? Vrea cineva să-mi spună ceva sau vă întrebare ceva până acum? Vă rog, dacă aveți păreri. Câte pădure am salvat? Foarte multe. Câte? Practic nu am folosit deloc prelucrarea din industrie ale noi.
Nu o să intru foarte mult în detalii tehnice, însă vă spun doar că această hârtie, coala A4 pe care voi o aveți în mână, ar putea și este foarte posibil să fie impregnată cu niște nervuri foarte subțiri, care sunt mai rezistente de 10 ori decât oțel, care sunt conducătoare de energie electrică și care, practic, în final vom avea un produs, o coală altă de hârtie, care este conectată la internet și pe care o vom putea împături, despături, ori de câte ori avem nevoie, fără ca ea să se strice, fără ca ea să se uzeze. Vom putea avea propriul nostru ziar, propriul nostru laptop, propriul nostru smartphone. În continuare, o să vă arăt un filmuleț în care o să vedeți aceste aplicații. Sunt deja construite, există. Îmi cer scuze pentru calitatea sunetului, pentru că o să fie cam fără sunet, din câte am observat. După ce vom urmări filmulețul, am să vă rog să treceți în cealaltă parte a hârtiei. Ce ați reținut? Sau ce v-a intrigat? Sau ce credeți că ar putea, cum v-ar putea folosi vouă? Sau la ce altceva anume v-ar putea folosi acest lucru? Deci, propun să urmărim filmulețul și vorbim după aceea. Să știți că filmulețul este adevărat, produsele sunt adevărate, sunt prototipuri, sunt testate. N-am să vă spun încă cine le produce. Sunt oricum doi giganți, unul din industria auto, la nivel global și unul în industria software, care e lider mondial și va fi în viitor. Ce pot să vă spun este că nu vor dispărea smartphone-urile, ci vor lua o altă formă. Modernă, mult mai modernă, cu mult mai multe aplicații și mult mai mult folositoare. După cum ați observat în filmuleț, eu nu am văzut nimic asemănător ca un telefon mobil, care să arate ca un telefon mobil pe care îl avem noi astăzi. Nu am mai văzut o coală de scris. Copiii la școală ați văzut cum scriau și pe ce scriau? V-ar plăcea acest mediu de învățare pentru copiii voștri și pentru noi ca oameni? Vă puteți imagina că în 10-20 de ani vom avea și noi acces la această tehnologie? Adică vorbesc de România aici. Bun. Aș vrea să spuneți părerea voastră și să vă gândiți că ați putea să vă permiteți un asemenea produs, ba mai mult decât atât. Să presupunem că doriți să vă creați propriul vostru telefon mobil la comandă, personalizat. Veți putea să vă creați un inel cu comandă vocală și cu ajutorul căruia să puteți cumpăra bilete la teatru sau la film fără să stați la coadă. V-ar plăcea? Să-i dragi și mă iei. Deci, bună, te-ai am să vă rog pe fiecare dintre voi să scrieți pe hârtie acum ce idee sau ce idee trăznită sau ce produs, ce device, ce dispozitiv ați avea nevoie acasă sau în viața de zi cu zi. Mi s-a uitat bateria, nu s-a deschis. Pentru că o să vă fac și o invitație. Joi o să vă invit la Invent Cafe, la inventează.ro, la serviciul nostru din strada Ciobănașului, numărul 4. Și pe baza ideilor pe care voi le-ați scris acolo,
O să aveți o surpriză dacă, atunci când o să veniți la noi. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc!